CS Mioveni a disputat un nou amical în deplasare la Clinceni. Galbenverzii au întâlnit echipa din localitate, care va evolua în noul sezon în Liga a doua în locul celor de la CS Buftea. Băieții lui Iordan Eftimi au practicat un joc destul de bun și au marcat unicul gol al partidei în minutul 60 din penalti prin Cosmin Năstăsie. A fost rulat întreg lotul, dar în teren a fost aruncat următorul prim 11. Popescu, Cotigă, Stoica, Olteanu Stan, Alin Popa, Răuță, Biceanu, Cosmin Năstăsie și Ciprian Tănasă. Au mai intrat pe parcurs Croitoru, Zaharia, Pasăre, Dumitrache, Panait, Aiza, Mazilu, Ovidiu Stan și Marcu. Da, echipa se află în plin proces de pregătire, s-a terminat perioada de pregătire fizică de la munte, echipa a sosit în localitate și a început pregătirea tehnico-tactică care se va realiza prin antrenamente specifice și meciuri amicale. Chiar ieri am avut un meci amical la Buftea, am jucat cu echipa de Liga 2 din seria 1. Meciul s-a terminat cu un scor de 1-0 în favoarea echipei noastre, gol marcat de Năstăsie. Mâine, pe stadionul Nicolae Dobrin, CS Mioveni va întâlni de la ora 10:30 pe Al Roslatina. De altfel, galbenverzii vor evolua în noul sezon la Pitești.